106 ani. Aceasta este vârsta celui mai trainic fermier înscris pe listele APIA pentru plata la hectar din județul Argeș. Informația a fost oferită în exclusivitate de către directorul general al APIA, Adrian Pinta, în emisiunea Agricultura la Raport. Din datele oficiale ale agenției se pot observa creșteri ale numărului de fermieri la ambele extremități ale categoriilor de vârstă. Țara noastră are mai mulți fermieri tineri, dar și mai mulți beneficiari trecuți de 90 de ani decât în 2020. Haideți să vă explic puțin situația pe categorii de vârstă. Avem peste 30.000 de fermieri între 18 și 30 de ani. Între 30 și 40 de ani sunt 70.000 de fermieri. Numărul este aproape dublu dacă ne raportăm la categoria 40-50 de ani, iar dacă urcăm la 60-70 de ani, sunt aproape 190.000 de fermieri. E drept în scădere față de anul anterior. Dacă vorbim despre veterani însă, adică acei fermieri care au peste 100 de ani, în România sunt 31 în prezent, a dezvăluit Adrian Pinta. Potrivit șefului APIA, de obicei, cei mai vârstnici dintre fermierii înregistrați la plată au ferme de subzistență și trăiesc alături de copii, lucrând suprafețele respective.